Ai bogăție, căci bogăția ochiul a îngropat. Ce optică ciudată și greșită înșeală mintea celui păcătos. Și atât în lume astăzi amăgită în alergarea după mai frumos. Dar frumusețea lumii trecătoare, și ce folos că ți-ai scăldat privirea în tot ce înalt și glorios sub soare, dacă ai pierdut salvarea, mântuirea. Și ce frumos e astru când răsare și peste stânci lumina când coboară. Tu știi că ea Duhului lucrare și anii tăi și zilele-ți măsoară. Tu te-ai uitat cu atale telescoape, dar n-ai știut secretul cel frumos, că stelele ce strălucesc pe ape au fost făcute prin Iisus Hristos. Tu te-ai gândit că-i oarbă întâmplare viața lumii pe pământ și în apă, și n-ai știut că oarbă e a ta stare și că de ea numai Iisus te scapă. Când El ți-o pune degetul în privire, abia atunci vedea vei de slujit. Ce minunată e a lui zidire și ce frumos pe toate le-a întomnit. Și nici nu știi ce ne-a vestit profetul, căci tinerii vedenii vor avea, dar celor reci Ioan le-a spus secretul, că slava lui Iisus ei n-o vor vedea. Căci ucenicul Ștefan mărturisește, martirul sfânt slovitur căzut, când pe Iisus în slavă îl zărește, le-a spus la toți să știe ce a văzut. Apoi Ioan, ce mare viziune, el ce a văzut ne-a arătat în scris, când mai întâi la biserici le spune de slava strălucirii din aspis. Și Daniel, profetul cel de altă dată, vorbește lumii ca un văzător, căci Dumnezeu prin Duhul Sfânt arată tot ce va face piatră în viitor. Scriptura Sfântă e plină de mistere, de viziuni și de arătări cerești, căci Dumnezeu îți dă de sus putere și ochi deschiși dincolo să privești. Dar se văd că niște generații își ațintesc privirea pe ecrane, ei au uitat de acele revelații prin Duhul Sfânt salvarea de capcane. Căci darul acesta nu e jucărie, căci poți privi cu ochi duhovnicești. Când sutufișa ascunsă o primejdie, atunci ispita poți ca să o ocolești. Ca Elisei ce-a răsturnat tot planul, cel plănuiau în vale sirienii, prin Duhul Sfânt în besnă vezi dușmanul, căci așa lucrează darul de vedenii. Câți dintre voi aveți vedenii oare, că sunt promise pentru tineret, de-a lui Iisus cereștele vizoare, în Fapte 1 scrie un verset. Câți dintre voi și-au ațintit privirea acolo sus pe-a Golgotei ecrane, când pentru noi Iisus dumnezeirea e pus pe cuie sângerând rane? Câți dintre voi au dar de prorocie, ori zicem noi că aceasta s-a gătat și totuși vrem a lui împărăție, precum noi dorim, nu cum el a lăsat? Când Pavel pe la Filip a trecut, a lui Fecioare toate proroceau, căci Duhul le făcea de cunoscut și pe apostoli înștiințau. Tu, tineret credință modernistă, care vorbești lucrarea celui sfânt, tu vii să zici că Dumnezeu există, dar nu te încrezi de plin pe-a lui cuvânt. Tu când te rogi, te rogi numai de formă, și când îi cânți, îi cânți doar din mândrie. Tot ce ai făcut e lucru ca de normă, căci ai lăsat și buruiana în vie. El ți-a promis atâtea daruri bune prin care poți să biruiești, să învingi, dar tu, în loc să alergi la rugăciune, aprinzi ecranul, Duhul să-ți îl stingi. La frații noștri astăzi de rușine să stăruiască după Duhul Sfânt și chiar de-l cer oricât la ei nu vine, că sunt fireși lipiți de acest pământ.
căci duhurile le-au schimbat privirea. Ei văd invers cum trebuie văzut. Ei văd ușoară astăzi mântuirea, nu cum văzut au sfinții din trecut. Nu cumva să te atingi de-a lor ținută, căci cade foc din cerul înstelat. Chiar dacă o soră astăzi e cunoscută, de chipul lumii nu-i niciun păcat. Mai fericit erai tu, Bartimee, ce te rugai acolo lângă drum, decât creștina ce nu vrea să șeie pe batic pe capia, nu vrea nici de cum. O, Doamne, moaie degetul în tine și pune-l iar pe ochii întunecați, fă să cunoaștem drumul, calea spre lumină, pe care-i mers-o primii noștri frați. Coboară iar prin harul arătării, prin semne vii și vindecă nestarea, cum te-a văzut Ioan pe malul mării. Fă să te vadă astăzi adunarea, dă tuturor cereasca alifie, puterea harului divin, dă tuturor cereasca doctorie, ca să privească chipul tău senin. Iar dacă sunt din cei ca farisei, ce zic că văd și văd întunecos, puterea ta, Doamne, a umilit și lei, cu atât mai mult pe omul păcătos. Amin.